propun să vorbim un pic și despre marketing. Am fost membru într-un juriu, da? Am avut 20 de tineri antreprenori care au venit și și-au prezentat ideile lor de afaceri. Trebuie să recunosc că am dat foarte multe note de 1 și de 2, 5 fiind cea mai mare notă, cu intenția de a-i ajuta pe acești tineri. Ce am auzit frecvent în cursul zilei de ieri și nu am apucat să le ofer acest feedback, era această obsesie cu trebuie să-mi fac site. La majoritatea dintre ei, unul din lucrurile pe care urma să le facă cu banii pe care i-ar fi primit finanțare, era site-ul. Astăzi, chiar și business-urile din online nu mai au atât de mare nevoie de site-uri sofisticate. Dacă ești în business to business, adică ai produse și cu atât mai mult dacă ai servicii care se adresează companiilor, rolul site-ului este doar de a facilita stabilirea unei întâlniri cu echipa ta de vânzări. Și acum o să mă întrebați, bine, bine, Adriane, dar eu am multe lucruri de comunicat. Tot ceea ce ai de spus și de comunicat o facem astăzi în online pe canalele de social media. Stabilim o strategie de comunicare pe toate canalele de marketing. Vom vorbi despre specificațiile produselor sau serviciilor noastre. Ce nevoi rezolvă? Vom rezolva aceste nevoi. A doua categorie de conținut este cea legată de diferențiatorii business-ului nostru. Cu ce ne diferențiem noi față de concurența noastră? Și aici este un pic de muncă, pentru că diferențiatorii sunt dinamici, se schimbă. Putem veni cu un diferențiator foarte bun, concurența noastră se poate adapta, Doamne ferește, cu prețul, dacă prețul este un diferențiator, nu recomand diferențierea prin preț în niciun scenariu. Al treilea lucru, imediat ce avem clienți mulțumiți, vom începe și le vom spune poveștile de succes ale clienților noștri. Astea trei mari tipuri de conținut trebuie să le publicăm pe toate canalele de socializare, cel puțin o dată pe zi. Cât timp? Păi cam un an, jumate, 2 ani. Până când vom reuși să ne construim brandul, să acaparăm poziția pe nișa pe care suntem în piață. Da, o să spuneți că este foarte mult și că nu se poate, că mai ieftin este să generăm lead-uri cu PPC din Google sau să facem reclame pe Facebook după lead ads și așa mai departe. Recomandarea mea ar fi să nu vă aruncați banii pe astfel de campanii, să construiți organic, este mult mai sănătos, este mult mai strategic și beneficiile pe termen lung sunt mult mai mari.